Astăzi, orice ramură n-ai lua, că e sistemul de sănătate, că e de învățământ, că e în agricultură. Deci noi avem un haos absolut în toate domeniile. Noi nu avem niciun domeniu în care spui că, băi, iată, uite că aici au realizări bune, au realizări multe și care cumva schimbă viața cetățeanului spre bine. Agricultorii, în comparație cu altul, au fost unii care s-au organizat, au ieșit la proteste, adică cumva au pus ciorul în prag. Că în alte țări, când există o problemă, iese medicii la proteste, iese profesorii. La noi în țară lumea atât de mult a fost și mințită, și speriată. Și asta tot trebuie, eu consider, să ajungem la o, cum să spun corect, o educație politică, adică ca omul să nu tacă că nu are o pretenție, înțelegeți? Dar agricultorii astăzi au fost mințiți atunci când le s-au promis funcții. Le-au promis funcții. Inițiativa care și asta, ca și sloganul pentru Moldova, pasă preluat-o de la un alt partid politic. Da. Bun, domnul Bolea, ministrul din domeniu, îi trimite pe agricultori singuri să ducă la bănci, să ceară moratoriu, recalcule datorii și așa. Este evident că băncile nici nu cred că o să îi asculte. Cum vi se pare acest îndemn a oficialului? Îndemn a unui om care nu are nimic cu realitățile din Republica Moldova. Deoarece statul trebuie să fie acel instrument care când trebuie sprijină, dar când trebuie și reglementează. Spuneți vă rog, atunci când băncile noastre, ele sunt de fapt băncile noastre, băncile din Republica Moldova, numai că niciuna nu aparține moldovenilor, da? Nu mai. Și când aceste bănci au un profit enorm și profitul lor nu este nici acum limitat, spuneți vă rog, asta e, a cui e problema? Agricultorilor, a statului? Este o problemă a statului. Fix așa cum astăzi statul este astăzi un instrument care are mai multe pârghii pentru a soluționa probleme. Numai că în cazul guvernării de astăzi, statul este cel care creează problemele, dar nu le soluționează. Dar vina agricultorilor este una. Ei trebuiau să insiste atunci să fie acord public, că ceea ce le-am propus eu noaptea în 2020, pasul a preluat-o și a mers la ei, că consilierul prezidențial să fie propus din partea agricultorilor, ministrul din partea lor, cât un secretar de stat, unul din partea agricultorilor de la sud, a doilea din partea agricultorilor din centru, unul din cei de la nord, ca ei să nu mai aibă probleme de genul ăsta, ca să noi n-auzăm că ministrul nu le răspunde la telefon, că ignoră. Este o ramură foarte specifică în care ei trebuie să-și delege oamenii. Nu o să fie nimeni în stare astăzi să le soluționeze toate problemele dacă ei nu se vor implica personal.